urmă cu un an, șeful Consiliului Județean a decis să nu își mai asume funcția de președinte executiv al PSD Buzău și s-a retras din activitatea de partid. Săptămâna aceasta, Petre Emanuel Neagu a anunțat la Campus TV că își va relua activitatea politică. Vă faceți politică? Mai treceți pe la partid? Ei, mă bucur că mi-a spus această întrebare. Haideți să vă spun ceva. Ia ziceți să nu pleci. A trecut un an. O să încerc să... Am vrut să văd, practic, cam ce se întâmplă în societate în general. Am vrut să văd cum cresc anumiți oameni, ce se poate... Da, cu siguranță da, după ce termin cu bugetul și așa mai departe, chiar dacă o să le fac o surpriză plăcută la unii și la alții neplăcută, o să încep să... Fac și puțin activitate, ca să spun așa, de partid. Încă există. Deci reveniți în forță. Încă sunt aici, sunt viu. Am de lucruri de făcut încă 3 ani de zile și apoi să vedem. În acest context, președintele Consiliului Județean a ținut să precizeze că nu este în conflict cu niciun lider social-democrat. După aprobarea bugetului și mai am anumite lucruri tehnice de rezolvat în administrație, că eu asta trebuie să fac, o să... Încerc să fac și puțină administrație îmbinată cu politica. O să mai trec pe la partid și așa mai departe. Pentru că prea am vrut să văd și eu cine cântă, cine nu cântă. Nu am zis că îmi cântă cineva prohodul. Încă să știți că am scăpat și de COVID. Sunt ok. Am analizele la zi. Mă simt ca la 40 de ani. N-am niciun fel de problemă. Până una alta vreau să-mi duc mandatul la capăt. În momentul în care voi considera eu că merg mai departe, merg mai departe. Dar... În primul rând hotărăsc eu și apoi vreau să mai informez ceva pe cineva. Să știți că eu nu sunt certat cu nimeni, absolut cu nimeni. Am văzut în piață că sunt tot felul de lucruri. Nu sunt certat nici cu domnul Marcel Ciolacu, nici cu domnul Toma. În primul rând nu sunt un certăreț. Doi la mână, eu cred că am o relație bună cu domnul Ciolacu. Eu sunt mândru că el este președintele Partidului Social Democrat, că sunt buzoian și așa mai departe. Decât că eu am un alt stil și am vrut să stau puțin mai departe, dar mi-am dat seama că încă mai pot. Încă este nevoie de mine, iar în momentul în care dacă cineva îmi spune cu nonșalanță, aici e ca la fotbal. Da, da, da. Nu e niciun fel de problemă, că nu s-ar pune. Întrebat despre o eventuală candidatură la funcția de președinte al organizației județene a PSD, Neagu nu a exclus această posibilitate. Noastră v-ați retras un pic așa, v-ați dat deoparte. Nu neapărat. Acum vreți să reveniți și vă întreb, acum e fire să vă întreb. Da. Veți candida la șefia PSD Buzău? Că vor fi alegerea noastră. Doamne, bună ziua! Eu pot să fac echipă cu oriunde, cu oricine. Nu țin neapărat încă o dată. Nu țineți, dar... Nu, eu cred că lucrurile astea trebuie discutate în partid și fiecare trebuie să ne vedem lungul nasului și locul unde ne... Dacă avem o echipă ok și lucrurile de regulă, nu trebuie să fii președinte ca să poți să faci anumite lucruri. În momentul ăsta, eu cred că suntem într-un echilibru. Am fost într-o perioadă dificilă pe care am vrut și cred că și domnul primar Tom a făcut același lucru. M-am ocupat mai mult de administrație, pandemie și așa mai departe. Eram imediat și după alegeri. Acum, Ana, normal, eu nu pot să neg că dacă sunt astăzi președintele Consiliului Județean, nu sunt, bineînțeles, și cu ajutorul partidului, pentru că, în primul rând, m-a propus, în al doilea rând, am candidat sub sigla respectivă, am fost susținut și așa mai departe. N-am ajuns încă în faza că sunt cel mai frumos și cel mai deștept și... Sunt atât de carismatic, nu sunt singur pe lume. Șeful Consiliului Județean a legat decizia de a redeveni activ pe plan politic și de perioada recentă în care a stat acasă. Luna trecută, Neagu s-a infectat cu coronavirus. Vreau să... Cred că COVID-ul ăsta mi-a dat puțină energie după... Chiar voiam să vă întreb, ce ați învățat din experiența asta cu COVID-ul? Am învățat ceva. Sunteți un om activ. Sunteți un om activ și o săptămână a stat acasă. Nu, am învățat ceva, că viața este frumoasă și viața n-are rost dacă nu o trăiești frumos și dacă nu e sănătos. Poți să ai toate bogățiile din lume, dacă ai răutate, dacă eu știu... Nu, pentru că nu luăm nimic, chiar cineva și nu vreau să, Doamne ferește, nu dau eu citate, să mă dau eu cel mai șmecher, cel mai deșteptat, de să vorbim puțin așa. Nu ca e cazul, da, simplu, așa. Sigur că, da.
De-aia și Alexandru Macedon, când s-a mâinile afară, nu luăm nimic. Important este ca energiile noastre să rămână și celași absolut în urmă. Și încă mă simt capabil să mai fac lucruri dacă mai sunt solicitat, dacă nu găsim oportunități. Dar ce am vrut eu să spun și ce am vrut să iasă din povestea asta? Nu sunt un om încrâncenat, nu am niciun fel de problemă, adică nu m-am dus să mă leg acolo cu lanțuri de președinția partidului, de la Consiliul Județean. Nici n-am sugerat să sunt președinte. Nu, am spus așa ca să fie lucrurile clare. Da. Dar sunt anumite, nu, încă o dată vreau să fac o referire foarte clară, nu instituții de forță, nu poliție, nu așa, dar sunt anumite instituții deconcentrate până așa, care tot își fac ei tot felul de planuri, că nu-i chiar așa, încă să știți că sunt așa și voi fi chiar mai mult decât din prezent.